Problemele gastrointestinale sunt foarte frecvente în rândul sportivilor, mai ales în cazul celor de anduranță. Se estimează că 30 până la 50% dintre alergătorii pe distanțe lungi au probleme digestive care au legătură cu efortul. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist sportiv și alergător amator pe distanțe lungi și în acest video mi-am propus să abordez subiectul tulburărilor gastrointestinale la sportivi. La finalul lui îți voi da o serie de sugestii ca să ții sub control aceste probleme extrem de neplăcute. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Majoritatea sportivilor amatori sau de elită se confruntă la un moment dat cu probleme intestinale. Pentru unii sportivi, acestea sunt evenimente sporadice și nu au consecințe, însă pentru alții sunt evenimente repetitive, frustrante, debilitante și pot duce la complicații medicale pe termen scurt sau lung. Cel mai frecvente manifestări ale acestor tulburări de tranzit intestinal includ eructațiile, durerile, arsurile și crampele abdominale, greața, fluxul gastroesofagian, flatulența, scaunele diareice și vărsăturile. Așadar, o serie de probleme în segmentul superior al tractului digestiv și altele în segmentul inferior. Cel mai frecvent simptom experimentat este nevoia urgentă de a defeca, atât în timpul cât și imediat după alergare. În timpul cursei, unii alergători sunt nevoiți să se oprească pentru a merge la toaletă, o parte dintre aceștia manifestând scaune diareice. Mișcările intestinului, popular numite bolboroseli, precum și diareea, au fost raportate mai frecvent imediat după alergare. Un segment mai redus înregistrează inclusiv scaune cu sânge. Există mai mulți factori care influențează diversitatea și severitatea tulburărilor gastrointestinale. Marea întrebare este, ce provoacă aceste probleme gastrointestinale debilitante la un număr mare de sportivi? Hai să vedem! Problemele intestinale induse de efort apar în principal datorită modificărilor fiziologice normale care apar la sistemul gastrointestinal și cel imunitar, ca răspuns evident la efort. Iată principalele modificări fiziologice care pot sta la baza acestor probleme. Sângele este deviat din intestin. Atunci când facem efort, sângele este deviat către mușchi pentru a le furniza substanțe nutritive și oxigen și de asemenea către piele pentru a ajuta la menținerea temperaturii în limitele normale. În consecință, se reduce fluxul de sânge la nivelul intestinului. Dacă acest fenomen persistă o perioadă lungă de timp, atunci bariera gastrointestinală se poate deteriora și devine extrem de permeabilă, permițând pătrunderea microorganismelor patogene care sunt prezente în mod natural de-a lungul tractului gastrointestinal ca parte a microbiotei intestinale. Afectarea locală împreună cu pătrunderea microorganismelor în fluxul sanguin circulant determină un răspuns imun local, dar și general, respectiv un proces inflamator. Răspunsul la stres. Răspunsul hormonal la stres în timpul efortului induce o reducere a funcției intestinale generale, inclusiv reducerea motilității gastrointestinale, precum și încetinirea absorbției și digestiei nutrienților, ceea ce crește riscul de malabsorție a nutrienților. Prin urmare, efortul fizic în sine împiedică în mod natural capacitatea sportivului de a-și furniza substanțe nutritive și apă într-un moment în care cerințele sunt crescute. Efecte mecanice. S-a speculat că șocurile mecanice asupra intestinului, din timpul efortului, conduc la deteriorarea barierei gastrointestinale și afectarea funcției acesteia. Este important de reținut că aceste mecanisme diferite interacționează dinamic între ele. De exemplu, deteriorarea țesutului gastrointestinal poate reduce funcția sa, în timp ce funcția intestinală redusă poate amplifica leziunile țesuturilor și ambele modificări pot crește riscul de malabsorție a nutrienților. Mai mult, prezența nutrienților neabsorbiți de-a lungul tractului intestinal, ca rezultat al deteriorării țesuturilor și sau funcției reduse, poate stimula hormonii intestinali și contribui la încetinirea motilității intestinale. Ei vor fi supuși fermentației bacteriene de-a lungul tractului intestinal, ceea ce va duce la creșterea conținutului de gaze și apă. Există de asemenea un spectru larg de factori care pot agrava sau preveni problemele gastrointestinale în timpul și după efortul fizic, în funcție de amploarea expunerii și de modul în care acestea sunt gestionate. Acești factori includ intensitatea și durata efortului. În mod evident, cu cât e mai intens sau mai lung efortul, cu atât există un risc mai mare. Tipul de efort. Alergarea pune mai multe probleme față de ciclism. Condițiile ambientale. Temperatura crescută crește riscul. Nivelul de hidratare. Sportivii deshidratați au un risc mai mare. Obiceiurile și alegerile alimentare. Anumite medicamente, cum ar fi antiinflamatoarele nesteroidiene. Predispoziția la boli sau tulburări intestinale. Compoziția microbiotei intestinale. Acum, hai să vedem ce strategii putem folosi pentru a ține sub control aceste situații nedorite.
S-a demonstrat că aportul de carbohidrați înainte și în timpul efortului, în limitele toleranței individuale, poate preveni leziunile celulelor intestinale induse de efort, fără a provoca un disconfort intestinal mai mare în comparație cu consumul de apă. Izolatul proteic din zer are beneficii similare de prevenirea deteriorării intestinului, dar induce un disconfort intestinal mai accentuat. Antrenarea intestinului să suporte volume din ce în ce mai mari de carbohidrați s-a dovedit a reduce mare absorpția carbohidraților, crește disponibilitatea glucozei în sânge și reduce substanțial disconfortul intestinal, ceea ce se traduce prin îmbunătățirea performanțelor sportive. Menținerea hidratării pe toată durata efortului poate proteja împotriva afectării celulelor intestinale și a malabsorbției carbohidraților. Totuși este de evitat forțarea consumului de lichid, deoarece poate conduce la alte complicații prin supra-solicitarea stomacului. Răcirea constantă a corpului, atât din interior, de exemplu cu ajutorul băuturilor reci, cât și extern, de exemplu cu un duș rece în timpul efortului, dar și în cadrul protocolelor de aclimatizare, pare a fi promițătoare în reducerea problemelor intestinale, mai ales atunci când efortul se desfășoară la temperatură crescută. Se recomandă evitarea antiinflamatorilor nesteroidiene. Deși se află încă în fază de incipientă de cercetare, modificarea compoziției microbiotei intestinale pare să joace un rol benefic. Există, desigur, și strategii care nu au putut demonstra un efect benefic în reducerea problemelor gastrointestinale asociate efortului. O gamă largă de suplimente nutritive, de exemplu glutamina, arginina, citrulina, antioxidanții, curcumina, colostrul bovin. Evitarea glutenului de către sportivi. Pe scurt, dacă un sportiv nu este diagnosticat cu boală celiacă, nu există nicio justificare pentru adoptarea dietei fără gluten. S-a sugerat că laptele consumat înainte și după efort agravează problemele intestinale. Totuși, studii recente au infirmat această ipoteză. Am lăsat la final discuția despre un tip de dietă care a arătat rezultate promițătoare în cazul acestor tulburări digestive. Este vorba de dieta FODMAP. Acronimul FODMAP înseamnă oligozaharide fermentabile, dizaharide, monozaharide și polioli. Creată de cercetătorii din Australia, această dietă a fost concepută pentru a trata sindromul intestinului iritabil, o problemă care afectează până la 15% din populație. Interesant, simptomele intestinului iritabil sunt foarte asemănătoare cu cele ale sportivilor care prezintă simptome gastrointestinale în timpul sau după efort, adică balonare, diaree, flatulență și durere abdominale. De aceea, dieta FODMAP a fost indicată și în cazul acestor persoane. FODMAP reprezintă o familie de carbohidrați cu lanț scurt care apar într-o gamă largă de alimente, de la ceapă până la pâine din grâu. Iată aici câteva exemple de alimente care se încadrează în această categorie. S-a demonstrat că această familie de carbohidrați cu lanț scurt crește încărcătura osmotică în intestinul subțire. Acest lucru va determina atragerea apei în intestin, provocând astfel diaree. În tranzitul către colon, alimentele FODMAP sunt fermentate rapid și descompuse de către bacteriile intestinale, formând gaze. Dieta FODMAP poate fi un instrument promițător pentru sportivii care se luptă cu probleme gastrointestinale. Este important să rețineți că sportivii clinic sănătoși, dar cu probleme gastrointestinale asociate efortului, nu necesită diete FODMAP foarte restrictive, ci mai curând o limitare moderată a alimentelor cu conținut mare de oligozaharide, așa cum sunt cele prezentate anterior. Spre exemplu, mulți sportivi evită alimentele bogate în lactoză sau leguminoasele și se pare că există o rată ridicată de îmbunătățire a simptomelor. Stresul repetat asupra intestinului, combinat cu un aport crescut de carbohidrați și încărcături mari de oligozaharide, prezente în multe dintre alimentele pentru sportivi, pot crea furtuna perfectă, exacerbând simptomele gastrointestinale asociate efortului fizic. Este cunoscut faptul că stresul exercițiilor fizice afectează motilitatea și permeabilitatea intestinului și leziunile epiteliale, de aceea este plauzibil ca alimentele prezente în tractul gastrointestinal, cum ar fi pastele consumate în seara dinaintea cursei, sau produsele ingerate în timpul efortului, cum ar fi fructele uscate și batoanele de cereale pentru sportivi, ar putea crește încărcătura osmotică și volumul de gaze din colon, agravând simptomele. Conectând acest concept clinic, o dietă cu aport redus de oligozaharide, pe termen scurt, de o săptămână, a fost testată într-un studiu la alergători sănătoși cu simptome gastrointestinale persistente asociate efortului moderat, pentru a vedea dacă simptomele în timpul alergării ar putea fi reduse.
9 din 11 alergători au raportat mai puține simptome gastrointestinale severe pe tot parcursul studiului, ceea ce ne dă speranțe că dieta FODMAP ar putea fi un instrument promițător pentru a trata aceste probleme. Este recomandat să se determine exact alimentele care sunt declanșatoare de simptome prin eliminarea și reintroducerea lor, deoarece este puțin probabil ca toate alimentele să dea aceleași manifestări la toate persoanele. Sportivii sunt încurajați să evite restricțiile alimentare inutile, deoarece o dietă din care se elimină toate alimentele FODMAP poate fi destul de restrictivă. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Dacă ai nevoie de ajutor cu astfel de probleme, te aștept la Centrul Superfit din București. Până atunci, nu uita să te abonezi la canalul Superfit.